Pandemia nu a blocat proiectele comunei Tomești, terenuri de sport, spații de joacă, străzi și trotuare au fost amenajate în această perioadă. Rețeaua de apă și canalizare a fost finalizată în unele sate din comună, iar în alte zone încă se lucrează. Și o rețea de gaz metan a fost finalizată în această perioadă. Programul primarului pe 2020 a fost unul foarte îndrăzneț. L-ați filmat și dumneavoastră acolo pe tablă. Din păcate, epidemia asta ne-a tras un pic în jos, financiar vorbind, pentru că noi am lucrat, am avut, timpul a fost bun și s-a putut lucra. Dar proiectele mari au mers înainte și chiar le vom continua pe cele care nu le-am finalizat. Vorbim aici de canalizare pe satul Goruni, canalizare, am început lucrările la canalizare pe dealul Doamnei, am finalizat gazul metan dealul Doamnei, am amenajat primăria exterior cu un teren de fotbal în spatele primăriei. La nivelul comunei, mai multe trotuare și parcuri au fost construite și amenajate. Finalizăm un tronson de trotuar care duce spre satul Chicire. Avem niște zone nefăcute. Am finalizat trotuarul zona Vinalcol. Amenajăm un parc de joacă, ultimul parc de joacă destinat cartierului de blocuri. Îl facem modern cu tartan, cu aparate de joacă și de fitness noi. În satul Tomești amenajăm și acolo un parc de joacă și de odihnă și de fitness, pentru că era singurul sat care nu beneficia de așa ceva. Primarul comunei susține că anul 2020 va fi anul proiectelor pentru comună. Un proiect important va fi cel de 400 de metri liniari de pasarelă metalică construită la nivelul comunei.